este Connector și gașca lui se cântă live la Sala Palatului pe 9 iunie, la cea mai mare petrecere, nu, organizată exact în cei 37 de ani de viață de Connector al nostru. Aplauze pentru gașca lui. E foarte greu în zilele de dinainte de un mare show să iei echipa din studio, se repetă, ați văzut. E adevărat, da. Se muncește mult, da. Mă, mi s-a părut mie sau ai emoții mari pentru duminică? Băi, da, ca niciodată, jur. Eu am fost tot timpul cumva, am avut tot timpul o siguranță de asta maximă. Mă emoționează teribil. Iunie, mai ales că s-au vândut aproape toate biletele și știu că va fi sala plină și nu știu, 3500 de oameni cu ochii pe tine acolo. Când te-ai, când te-ai apucat de muzică, îți imagineai un show al tău la Sala Palatului? Nu știu. Îndrăzneai dacă... Îndrăzneai măcar să visezi? Visam la un show mare, cumva, în care eu să apar îmbrăcat în alb, cântând la un pian alb și aveam niște vizualuri dintre astea cu mine. Dar concret, așa cum s-a ajuns acum la Sala Palatului cu aproape toate biletele vândute și cu atât de multă lume care o să fie cu ochii pe mine acolo, cu piese noi, cu emoție maximă, pentru că vor fi niște testimoniale personale luate de la părinții mei, luate de la oameni dragi mie din muzică, din artă. E destul de complicat pentru sufletul meu. O să fie bulversant, așa. Foarte bulversant. Plus că voi lansa în premieră o piesă pe care sper să mă ajute Dumnezeu să pot să o duc la capăt fără să plâng. Pentru că e o piesă foarte personală pe care am dedicat-o familiei mele și oamenilor dragi mie. Și o să fie foarte greu de dus la capăt piesa. Piesa se numește Mulțumesc. Mm-hmm. Da. Dar se vede în ochii tăi că de acum te-au cotrobit da, emoțiile. Da. Mai e ceva până pe 9. La Sala Palatului, cea mai mare petrecere. Eu sunt Ștefan. Mai găsiți bilete ori la casa de bilete, ori dacă... Ori la iabilet.ro, dar va trebui să vă grăbiți. Chiar nu e nicio strategie de marketing. Mai sunt foarte puține bilete.